La 3 aprilie se împlinesc 164 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, iar pentru a-și face cunoscută munca, jandarmii pregătesc manifestări în toate unitățile din țară. Și la Giurgiu au început pregătirile pentru eveniment, pe 3 aprilie fiind programată acțiunea intitulată Ziua Porților Deschise. 3 aprilie este o zi foarte importantă pentru Jandarmeria Română. Anul acesta se împlinesc 164 de ani de la înființarea Jandarmeriei și vom sărbători acest eveniment prin organizarea Zilei Porților Deschise. Acțiunea va avea loc joi, între orele 10 și 12. Deja peste 200 de elevi și-au anunțat prezența în unitatea noastră. Aceștia vor avea posibilitatea să viziteze inspectoratul și vor urmări exerciții demonstrative. Tot pentru ei am pregătit și ateliere, unde vom prezenta ținuta militară și materialele de intervenție și protecție din dotarea noastră. Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei Române a fost 3 aprilie 1850, când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea divanului obștesc, semnând legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmi. Prin această lege s-a dat statut juridic armei jandarmeriei și s-au stabilit principiile de organizare și funcționare. Legea jandarmeriei din 1850 și regulamentul jandarmilor de oraș din 1665 au constituit principalele documente pe baza cărora și-a organizat și desfășurat activitatea jandarmeria, dar în perioada următoare au fost documentele care au stat la baza elaborării de noi legi și regulamente.